Taxa de promovare a stațiunii Mamaia le golește buzunarele hotelierilor și patronilor care își desfășoară activitatea aici. Turiștii, am avut perioada asta de Rusalii, ok? A mers bine pe da, Rusalii. Da. Având în vedere că suntem o societate sau un operator nou în Mamaia, taxa de promovare o plătim. Personal nu pot să spun că m-a ajutat, nici nu m-a încurcat. Patronii de hoteluri, cluburi și cazinouri plătesc aproximativ 4.000 de lei anual, iar deținătorii de restaurante, baruri, cofetării și fast-fooduri, dar și cei care au moteluri, vile turistice sau pensiuni, între 3.000 și 3.500 de lei pe an. Pe 2 iunie a fost ultima zi de achitare a obligației financiare. Această declarație se depune de către toți operatorii economici care desfășoară activitatea economică în stațiunea Mamaia și în satul de vacanță și termenul de plată, de asemenea, este data de 2.6.2015. Plata la data scadentă presupune un calcul de majorări care este în cuantum de 2% pe lună sau pe fracție de lună pentru fiecare lună de întârziere. Cu toate acestea, reprezentanții patronatelor nu s-au înghesuit la ghișeele SPIT. Mulți dintre hotelieri și patronii de terase de pe litoral nici măcar nu sunt de acord cu taxa de promovare, pentru că spun ei nu le aduce mai mulți turiști. Noi nu am fost promovați ca agenți economici și niciunul din agenții economici obișnuiți din stațiune, adică cei buni platnici, de fapt, a trebuit să ne facem promovare pe banii proprii. Este o taxă instituită de primărie cu Japca, cheltuită 80% discreționar de o asociație fantomă. Fondurile adunate de pe urma taxei ar trebui să fie investite în activități estivale care să atragă mai mulți turiști. 80% din suma totală este gestionată de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral Delta Dunării, iar restul ajunge la bugetul local pentru promovarea și punerea în valoare a patrimoniului turistic. Consiliul local și executivul vor iniția un dialog activ cu toți operatorii economici din stațiunea Mamaia și din satul de vacanță, astfel încât să vedem cum activitățile dânșilor de promovare se pot circumscrie unui efort de integrare a stațiunii în economia orașului, astfel încât să preocuparea noastră să fie aceea de a lungi durata sezonului estival din aprilie-mai, respectiv septembrie-octombrie, iar pentru acest lucru, în cel puțin în mine, vor găsi un partener. Despre cum promovează în interiorul sezonului estival, unde promovează și prin ce mijloace promovează dânșii stațiunea Mamaia și satul de vacanță, trebuie să fie strict decizia dânșilor. Anul trecut, din banii adunați de la hotelieri și patronate, a fost finanțat imnul stațiunii Mamaia, interpretat de Loredana împreună cu Alex Bela și Cabron, investiție de circa 34.000 de euro. Ceea ce trebuia să contribuie la imaginea stațiunii s-a transformat într-un subiect de cancan legat de plagierea melodiei după un grup de artiști croați. Dobro pisila jedna vodka tequila, oj, 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 oj.